Dar, din punctul meu de vedere, așa cum reiese din analiza făcută de către Corpul de Control, există o responsabilitate pe această decizie finală luată de către șeful Inspectoratului Municipal de Poliție, având în vedere că la acel moment, când această decizie a fost luată, medicul veterinar de la Grădina Zoologică Sibiu, care fusese prezent într-un prim moment când s-a încercat tranquilizarea ursului, era prezent și în acest al doilea moment și ar fi putut să mai încerce încă o dată o astfel de tranquilizare. Înțeleg din împrejurările reținute în acest raport și că la acel moment nu mai exista un pericol iminent pentru viața oamenilor. Era o curte bine delimitată unde se mai putea încerca odată operațiunea de tranquilizare.